Rolul veteranilor pe data 24 la manifestare. Deci rolul veteranilor va fi la menținerea ordinii publice și nu mai mult. Toți acei care au declarat și ieri la Publica și la alte canale, precum că veteranii de război gătesc devastări, gătesc revoluție, deci asta e o ducere în eroare a tuturor cetățenilor Republicii Moldova, asta e sperietoare. Deci noi am demonstrat parcursul anului că putem să menținem ordinea publică atunci când se desfășoară protestele și totodată suntem siguri că și de data aceasta vom izbuti să ducem până la capăt anume ce își ține de menținerea ordinii publice. Totodată, deci noi în comun cu angajații organelor afaceri interne, deci am să conlucrăm pentru a nu permite ca provocatorii să destabilizeze protestul pașnic care este preconizat de către platforma Demnitate și Adevăr.